Astăzi este Ziua Internațională a Apei și am venit să sărbătorim acest lucru la stația de epurare Apa Nova de la Glina, unde aflăm ce se întâmplă cu rezidurile aruncate de bucureșteni la toaletă și în canalizare și ce se întâmplă cu această apă și cum ajunge ea necontaminată apoi în Dâmbovița. Monitorizează în bună parte online toate procesele care se desfășoară în pe fluxul tehnologic. Apare apa curată, total dezinfectată și curățată, care ajunge înapoi în Dâmbovița, astfel încât peștii și restul vietăților să nu aibă de-a face cu resturile noastre. E un proces foarte important de ecologizare a apei și mă bucur că în sfârșit avem și noi o stație de epurare funcțională, pentru că înainte să fie această stație pusă în funcțiune, totul ajunge direct în Dâmbovița, mai departe în Dunăre, mai departe în mare și tot așa. Acum toate aceste resturi și deșeuri sunt curățate, iar natura își vede cât de cât de treabă în continuare, fără să fie foarte afectată de activitatea oamenilor. Mergem la masă acum, așa că după ce am fost prin stație, trebuie să ne spălăm pe mâini, evident. Mă rog, asta trebuie să facem. Și în gură trebuie să ne spălăm. Și în nas. Și în nas. Da, mă rog, asta trebuie să facem tot timpul, dar acum cu atât mai special, mai atent, mai bine. Mai mult, mă, cu atât mai mult. Scuzați, pardon, pătează, mă scuzați. Și aceasta a fost vizita la stația de epurare Apa Nova de la Glina. Experiență interesantă. Da, foarte interesantă. Foarte interesantă. Asta chiar vreau să vă întreb. Bună. Cum vi s-a părut? Mie mi s-a părut interesant și mi s-a părut foarte tare exemplul ăla cu Japonia, care epurează apa asta și că o face de potabilă. Potabilă, la un moment dat, da. Și că asta vom face și noi. În curând. Mie mi s-a părut foarte interesant să aflu ce mai aruncă bucureștenii la gunoi, la canalizare sau în vasul de toaletă. Ce era cu murăturile? Nu știu, cineva arunca murături? Nu, cineva a aruncat șină de cale ferată, cineva exact, a aruncat o vacă. O oaie, un porc. Da. Am întâlnit pește foarte mult. A fost o razie în piața Obor, acum câțiva ani, și au aruncat tone de pește în canalizarea orașului, care au ajuns aici, de la peștișori la peștișori. Povestea cu frigiderul, care e povestea cu frigiderul? Da, deci poți să arunce și elementele electrocasnice. Deci, efectiv, ce-am găsit de dimensiuni foarte mari a fost o șină de cale ferată. O traversă de cale ferată de câțiva metri. Deci, efectiv, a blocat mai multe grătare aici la intrare. Ce altceva mai aruncă? Mai spune o, Doamne, dar ce aruncă? Deci, de la cârpe, foarte, foarte multe cârpe, jucării, tot felul de echipamente electrocasnice și chiar animale. De dimensiuni mai mici sau mai mari. Deci, de la pești până la porci.
Porc mistresc chiar. Un cap de porc mistresc. Ție, cum ți s-a părut? Eu stau de 4 ore aici la stația de epurare și n-am văzut niciun nepure. Păi n-a venit Nihasa, ce vrei? Dacă venea Nihasa, vedești nepure. De fapt a fost altceva. Nu, a trecut o turmă de vânători înainte. Serios, și... foarte, foarte tare, foarte mișto și mi-a plăcut foarte mult. Băi, e fain că avem și noi așa ceva, că nu s-aruncă. Așa e. Avem grijă de natură. Așa e, și habar n-aveam, asta e faza cea mai tare, că habar n-aveam ce se întâmplă cu apa, când pleacă de la noi, unde ajunge și... Și până la urmă cât de murdar este stau, apa. Să stau un pic mai liniștit acum. De fapt, știi cum e, prima oară nu m-am gândit deloc cum e, ce se întâmplă cu apa după. După aceea am zis, wow, mamă, frate, ce... cât de nașpa și așa mai departe, și că totuși apa asta ajunge undeva, cineva trebuie să facă ceva cu ea. Și acum stau și un pic mai liniștit. Cineva chiar face ceva chiar cu ea ceva și bine, da. Până la urmă impactul bine, asupra oameni. Naturii nu este chiar atât de mare, sau mă rog. Pe cât ar fi tu să fie în nepăsarea și neglijența noastră. Da. Gata. Aceste zi înfise, ne vedem mâine. Pa. La mulți ani, apa. Aoleu, ce bate vântul! Nu, dar tot bate vântul. Astăzi, tași-mă cuvântul tău.